Guvernul a aprobat un buget semnificativ crescut pentru domeniul apărării, respectiv proiecția pe care ne putem baza, dat fiind acordul politic transpartinic de alocare a 2% din PIB începând cu anul viitor și pentru cel puțin un deceniu, toate acestea sunt menite să ducă la o creștere reală a capacității de apărare a țării. Un prim pas pe care l-am făcut în această direcție a fost dirijarea aproximativ 29% din bugetul care ne revine pentru achiziții, deci pentru, pe de o parte, revitalizarea unor capabilități existente, pe de altă parte, cum spuneați, achiziționarea unor capabilități moderne, critic necesare pentru categoriile de forțe ale armatei noastre. Aici am depășit cu această alocare pentru achiziție, am depășit nivelul recomandat de RADO, care se situează în jurul a 20%. O ultimă, dar nu mai puțin importantă direcție de acțiune și preocupare foarte strictă a noastră este aceea ca programele pe care le lansăm să genereze efecte pozitive pentru industria națională de apărare, pentru economia națională. Ați menționat mai devreme intenția de a achiziționa o nouă escadrilă de F-16. În aceste condiții va mai fi nevoie de operaționalizarea altor baze aeriene față de cele care există deja? Infrastructura pentru preluarea aparatelor F-16 va trebui oricum finalizată. Suntem în grafic cu lucrările, însă mai rămân de efectuat, de luat unele măsuri, în așa fel încât primele aparate care vor sosi și vor purta inscripția forțelor aeriene române, vor sosi în luna septembrie, să poată să opereze, să poată fi operate în România. Rusia își reface flota în Marea Neagră, a militarizat peninsula Crimeea. Ce măsuri de prevenție a România pentru a menține echilibrul de forțe în această zonă a Mării Negre, bineînțeles în colaborare cu NATO? Nu cred că există un riveran la Marea Neagră care în ziua de astăzi să nu fie preocupat de creșterea prezenței militare, de acumularea de sisteme militare, de sisteme de armament foarte avansate, de exercițiile pe care le vedem derulându-se în zona Mării Negre. Trebuie să ne uităm și la tematica și caracterul acestor exerciții, ce semnifică ele. Este vorba de a reconfirma prezența aliată la Marea Neagră, faptul că Marea Neagră este și ea parte din sfera de responsabilitate a SACEUR-ului, a Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa. Este vorba de a ne asigura că libertatea de navigație rămâne neatinsă, poate fi exercitată în Marea Neagră și este o inițiativă pe care sperăm să putem să o anunțăm cu ocazia în contextul summitului de la Varșovia. Ați anunțat deja o serie de priorități pentru summitul de la Varșovia, brigada rotațională, prezența la Marea Neagră mai, să-i spunem, insistentă. Persistentă. Și voiam să vă întreb dacă există semnale de la aliații nord-atlantici că aceste solicitări ale României vor fi aprobate la summit. Suntem foarte activi în contacte atât la nivel politic cât și politico-militar și militar pentru a prezenta ideile noastre, reacțiile pe care le am, reacțiile pe care le au colegii din abilitați din conducerea Ministerului sunt pozitive, însă trebuie să fim și în domeniul acesta persistenți pentru a prezenta de o manieră cât mai limpede, cât mai convingătoare care sunt parametrii specifici de securitate în sud-estul flancului estic, în zona noastră, cu
accent aparte pe regiunea Mării Negre, cu toate caracteristicile, cu toate evoluțiile de securitate pe care le-am văzut în ultima vreme. A avut loc Consiliul NATO-Rusia. Rezultatele nu au fost foarte încurajatoare. Putem spune chiar că a fost un eșec. Ceea ce voiam să vă întreb este dacă aceste rezultate confirmă justețea solicitărilor României în perspectiva summitului NATO. E o, într-adevăr, prima reuniune după 2 ani de la anexarea ilegală a Crimeei a Consiliului NATO-Rusia. Cred că putem și noi subscrie și în felul acesta am fost de acord cu convocarea reuniunii. Putem subscrie la ideea că menținerea deschisă a canalelor de comunicare este în sine pozitivă. Și nu, Alianța nu și-a propus niciun moment să se priveze de această posibilitate. Nu au fost rezultate notabile, nu știu dacă se aștepta să se producă, să existe asemenea concluzii de la formatul acesta. Faptul că, sigur, public s-a constatat menținerea unor divergențe importante, cel puțin cu privire la situația din Ucraina și la, mai general, la viitorul securității europene, în Europa, toate acestea nu cred că aveau cum să influențeze construcția pentru summitul de la Varșovia.